simt de popoare, să vină toți cei păcătoși, căci gloria Lui este mare, iertare primiți bucuroși. De-acum și până-n veac, Osana lui Iisus, Osana lui Iisus, Osana lui Iisus, de-acum și până-n veac. Cred în El, orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Să fie Domnul Iisus care ne-a îngăduit să ne adunăm și în seara aceasta. Așa cum am fost anunțați, tinerii vor avea slujirea. Am început eu pentru că așa va fi, dar vor continua ei. Aș vrea să pornim cu rugăciune, că întotdeauna și rog pe fratele Alex Benea să ne conducă în rugăciunea de deschidere și chemăm ajutorul Domnului pentru seara aceasta.
În urmă ne-am plecat pe genunchi și cu toți, așa cum se cuvine, să ne încredințăm inima în mâna Domnului, închinându-ne. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Domnul de la dreapta ta zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea își înalță capul. Amin. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm împreună. Vom continua. Se duce viața ca un vis.
ales și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului senin sau spre adânc întunecos, spre veșnicii în sus sau jos. Fără sfârșit ești pregătit să zbor când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Se duce viața ca un nor spre marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor atât s-au trecut. Și tu vei trece, nu uita, depinde cum te-ai pregătit. Spre veșnicie vei zbura, în infinit. Ești pregătit să zbor când ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Și iată, Domnul va veni cu slavă veșnicie măror, înconjurat cu zeci de mii, cu îngerii în zbor. Ca fulgerul a răsărit și ori de ochi îl va udădea, și aceia ce l-au răstignit îl vor vedea. Ceasul va suna. Ești pregătit să zbor când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Copiii de la grupa mare, de la corul de copii, sunt invitați în basement. Ei se vor pregăti să laude pe Domnul cu o cântare în seara asta și să meargă acum pentru o repetiție. Ascultăm o cântare pe care o va cânta corul de tineri pentru slava Domnului.
timp să facem o rugăciune și frații rog să afișeze și lista. Am primit veste de la fratele Moise Burcă că fratele Todor Burcă s-a îmbolnăvit, o durere ceva, l-a țintuit acasă, n-a mai ajuns să vină aici. Vrem să ne rugăm Domnului și pentru el. Sora Florica Pandeli, fata lui sora Firuță, am înțeles, și ea trece pentru o situație cu probleme de sănătate, să ne rugăm Domnului și pentru ea. După amiază un tată îndurerat m-a sunat pentru copiii lui cu probleme și cu greutățile care sunt în familie, cerând să-i sprijinim în rugăciune. Și a spus, e normal, ne vom ruga să se îndure Dumnezeu. Familia este așa de binecuvântată și este un loc plăcut. Diavolul vrea să strice familiile și să aducă tensiuni între părinți, copii, între soți, între soții, să ducă la nenorocire. Ne rugăm Domnului să aibă milă de familie din biserică și de copii din biserică. Ne rugăm pentru frații și surorile noștri în vârstă care au nevoie de ajutorul Domnului să ajungă la capăt drumului. Haideți să ne plecăm pe genunchi cu toți și toate cauzele astea afișate, copiii noștri, familiile din adunare, vrem să le purtăm într-o rugăciune împreună ca bunul Dumnezeu să aibă milă și să nu lasă pe diavol să-și atingă obiectivul lui așa cum ar vrea el. În genunchiem și
Vreau să fac doar numai câteva anunțuri și apoi fratele Andy va continua slujirea. Programele zilele următoare, așa cum spuneam dimineață, încep la 6 mâine seară, probabil până la 9, și marți seară tot de la 6. Joi seară va fi la 7, duminica viitoare vom avea dimineață binecuvântare de copii, slujire în casa Domnului și apoi seara vom avea program normal. S-a pierdut paltonul fratelui Mureșan. E un palton negru lung, din greșeală cineva probabil l-a schimbat. A dus unul înapoi, dar nu e la original. Dacă cineva poartă un palton lung, verificați. Al fratele Mureșan era făcut în Italia. Ăsta care a rămas aici e chinezesc. Poate că e o greșeală, cineva nu băga de seamă. Uitați-vă, cine poartă palton negru lung și italian, e al Mureșan. Aduceți-l și luați-l pe cel chinezesc înapoi și apoi va fi totul bine. Să cânte, frate, o cântare în comun cu toți și după aceea fratele Andy va sluji împreună cu tine. Tăria noastră fi mereu, să trecem astăzi drumul greu, și-n clipe grele și nevoi, revarsă pace, pace, pace peste noi, și-n clipe grele. Peste noi, ascultă-ne când ne rugăm, răspunde-ne când te chemăm, și dacă vom fi, Doamne, doi, revarsă pace, pace, pace peste noi, și dacă vom fi, Doamne, doi, revarsă pace, pace, pace peste noi. Iubirea ta de Dumnezeu păstrează-o în inimă mereu și până în ziua de apoi. Revarsă pace, pace, pace peste noi și până-n ziua de apoi. Revarsă pace, pace, pace peste noi. Cred că e cel mai important lucru ca această pace să fie peste noi, în inimile noastre, în casele noastre și în Biserica Domnului Isus. Acum aș dori grupul de fete să se pregătească, să laude pe Domnul cu o cântare, zicem Domnul Isus să le binecuvinteze. Mai apoi fratele Nelu Surdeș va pregăti și dânsul o cântare pentru slava Domnului și zic Domnul Isus să-l binecuvinteze și îl invit pe David Danciu să vină în față și să-și pregătească un mesaj pentru următoarea rugăciune.
aceștia de post, celor ce se încred în tine. Tu vieții mele scut ai fost, când vânturi au bătut în mine. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Eu niciodată nu mă tem de groaza morții ce-o să vie, nici de săgeata celui rău și nici de aprinsa lui urgie. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Cad în preajma mea și zeci de mii pot chiar să fie, rămân sub ocrotirea ta, din tine fac nădejde vie. Hai cu toții! Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Tu ești cetățuia mea, tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, tu, o Doamne, îmi e scăpare în ceasul greu, zidul tare în jurul meu. Surori
surori și frați dragi, astăzi ne găsim în casa Domnului și m-am gândit ce frumos este ca încă o zi să putem să cântăm spre slava Domnului, să putem aduce cerințele noastre și mulțumiri la adresa Lui. Ce bine este că ne-a dat încă o zi de viață și pentru asta vreau să zic ca slăvit să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Cuvântul care mi-a pus Domnul pe inimă în seara aceasta conține doar un verset și este din Psalmul 27. Pagina din Sfânta Scriptură este 567. Primul verset acestui capitol zice așa: Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Și frați și sorori, vă spun că așa de adevărat este acest verset. Noi trăim niște zile în care lumea, pe întregime, nu doar cei din Canada sau din America, pe toată fața pământului, nu mai are frica de Domnul. Mergem la școli sau la lucru și vedem că tinerii nu mai vorbesc cu atâta frică de Domnul. Orice le vine în cap, rostește ce le vine. Și vedem că este o mare binecuvântare să ne-am fi putut să creștem în familii de pocăiți și să ne învață cineva de când am fost mici frica de Domnul. Trăim în niște vremuri în care, chiar cu câteva săptămâni în urmă, mulți se bizuiau pe puterile lor, așteptând sfârșitul lumii, cum le-o vorbi niște neamuri care deja au trecut, maiașii. Am văzut chiar un video în care unii își făceau în case, și-au adunat și au agonisit acolo multă mâncare și și-au făcut casa ca stâncă să nu poate să treacă. Da, au trecut și săptămâna trecută, au trecut Crăciunul, ne găsim în casa Domnului și noi nu trăim ca ei. Mă gândesc că acest verset ni se potrivește perfect. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Și dacă noi trăim cu aceste gânduri și încercăm să împlinim acest lucru în viața noastră, ca Domnul să fie mântuirea și lumina noastră, apoi Domnul ne va răsplăti, cum zice în Isaia, capitolul 60, versetele 19 și 20, care spun astfel, pagina din Sfânta Scriptură este 731. Nu soarele îți va mai sluji ca lumina ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta să ne aplecăm pe genunchi, să-i mulțumim Domnului că ne-a dat harul să ne găsim în casa Lui și să putem să avem acest carte sfântă care atunci când avem o problemă, să putem să o deschidem cu credință că Dumnezeu ne poate răspunde. Să îi mulțumim că avem frați care atunci când avem vreo nevoie sau cauză, putem să le cerem să se roage pentru noi. Și aici în casa aceasta, sute de frați și surori să se roagă pentru noi în fiecare săptămână dacă este nevoie. Să-i mulțumim Domnului că nu ne temem de lumea aceasta și chiar dacă ar trece astăzi, chiar dacă Iisus a venit mâine sau dacă noi am trece mâine, să știm că dacă trăim împreună cu El, nu vom mai fi pe un pământ de suferință, ci vom ajunge într-un cer sfânt în care nu mai va fi nicio lacrimă. Aș vrea să ne aplecăm pe genunchi în sensul acesta. Amin.
timpul acesta copiii de la grupa mare invit să vină aici și au pregătit să laude și ei pe Domnul. După ce vor lăuda cei de la grupa mare pe Domnul, corul de tineri se va pregăti și ei să laude pe Domnul cu o cântare, iar mai apoi vom asculta cuvântul Domnului prin fratele Flavius Rogojan. Încă un an pe firul vieții s-au înfășurat acum complet. Bucurii au trecut iute, dar tristeți și dureri s-au scurs. Cine poate ști?
veșnicie al lumii creator. Tot cerul este al tău templu, marele împărat tu ești. Față de Domnul și cuvântul Său, vă îndemn să ne ridicăm cu toți în picioare. Vom da citire de la Luca, capitolul 15, versetele 1 până la 7, care zic în felul următor. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cărteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii săi, pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni nebrihăniți care n-au nevoie de pocăință. Amin. Puteți să luați locurile. Aici Domnul Iisus ne-a dat o pildă despre un păstor cu oile sale. În vremea aceea, bogăția nu stătea, nu constata în bani, să ai multe case sau alte lucruri cum avem noi astăzi, ci era să ai multe terenuri, să ai multe animale, că de acolo așa își câștigau ei hrana. Prin câmpuri creșteau porumb și ce aveau nevoie ca să hrănească animalele și ca să se hrănească ei mai departe. Ei, așa era bogăția. Dacă unul își pierdea o oaie, nu stătea, mai am încă 99. Se ducea repede, o căuta și o ducea cu celelalte. Și cum a făcut acest om, se bucura, chema și pe prietenii lui și pe vecinii lui pentru o singură oaie care au găsit. Ei, Domnul Iisus aici ne învață pe noi că la fel este și în ceruri.
El este un păstor minunat care ne iubește atât de mult, care în primul rând ne-a creat, ne-a dat viață și a dat viața El, viața Lui pentru noi, că ne iubește. Și Dumnezeu zice că mai mult este foarte multă bucurie în ceruri atunci când se găsește o rătăcită, un suflet care venise la adunare de mult, care se pocăise, care acceptase pe Dumnezeu în inima lui și care făcuse legământ cu Dumnezeu, Dumnezeu îl iubește. Și când se rătăcește, Dumnezeu nu lasă, mai am încă 99 de oameni, la ce mai trebuie încă unul? Dumnezeu iubește și pe aceea, pentru că atunci la Calvar, când a murit pentru fiecare în parte, și pentru cel păcătos, și pentru cel mai bun, și pentru cel mai cum ar fi el. Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte, slăvit să fie El. Ei, și în Ioan capitolul 10, cu versetul 11, spune că păstorul își dă viața pentru noi, cum am spus. Și apoi, după ce ne mântuiește Dumnezeu, după ce ne-a mântuit și ne pune pe cărare și ne-a adunat pe toți la oaltă ca să mergem, ne-a dat o țintă să ajungem sus în ceruri, acolo unde este și El, El nu ne lasă așa singuri, aruncat să mergem noi după noi, și ne-a zis, ajungeți în ceruri și rezolvați-vă treaba cum. Nu, ci dacă mergem în Evrei capitolul 4 cu versetul 15, spune în felul următor, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și Evrei 11 cu Evrei 2 cu 18 spun, și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Deci avem un Dumnezeu, un Iisus, un păstor, un frate atât de bun, că El a fost ispitit ca și mine. Și Iisus a fost un copil de 12 ani. Și Iisus a fost un tânăr ca mine de 17 ani, de 18 ani. A trecut prin ceea ce trec eu. A mers la școală, a lucrat și El. Știe ce înseamnă greul, știe ce înseamnă binele, știe ce înseamnă eșecurile în viață, știe ce înseamnă ispitele în viață mai bine decât mine. Căci El era Fiul lui Dumnezeu și a venit ca să ne mântuiască, și diavolul i-a stat împotrivă și l-a ispitit în chip și fel ca să facă să cadă. Dar El a rămas neclintit în picioare. Și acum, când mă vede pe mine că sunt slăbit într-o anumită slăbiciune, într-o anumită luptă, într-o ispită și nu pot să continui, Iisus nu mă lasă așa, se uită la noi, se uită la mine și vine în slăbiciunea care o am, mă îmbărbătează, mă mângâie prin Duhul Său cel Sfânt și îmi dă putere să pot să continui cu avânt spre El și mă ține de mână și nu mă lasă nici de cum să cad, slăvit să fie Domnul. Apoi, dacă citim în Psalmul 23, spune că Domnul este păstorul meu. El mă duce la apă de odihnă, mă paște pe pășun verzi, paharul îmi este plin de dă peste el. Trebuie eu să mă îngrijesc de viața aceasta. Eu am o parte. Dumnezeu are partea lui și spune că El este credincios față de cuvântul Său și nu-și dă înapoi. La fel și noi avem o parte de făcut. Noi trebuie să ne apropiem de El, trebuie să-L căutăm. Dacă suntem rătăciți, spunea, cânta un frate într-o cântare care zicea Domnul, spune-mi unde ești, spune-mi în ce ai greșit, unde te-ai pierdut, doar atâta trebuie să facem. Partea noastră este simplă. Doamne, sunt aici în mijlocul lumii acestea, sunt prins în păcatul cu tare, nu pot să ieși și nu mai știu ce să fac, doar strigă către Domnul și atunci Dumnezeu, când va vedea sinceritatea din inima ta, nu te va lăsa căzut, ci va veni la tine și te va ridica înapoi. Apoi, o oaie care s-a pierdut, cum zice aici, o oaie rătăcită, când se pierde, pe vremurile acelea în Israel, în câmpuri, erau spini, erau lupi, erau urși care puteau să o atace și puteau să o sfâșie. Și păstorul știa foarte bine acest lucru. De aceea el, când știa că se pierde oaie, nu stătea și se povea, a, păi acum, știi, cam târziu, e ora 9, mă duc mâine. Nu, el atunci, că era noapte, că era furtună, se ducea, căuta oaia și o aducea înapoi. La fel și Iisus cu noi. Se duce și caută oaia rătăcită și nu ne lasă singuri. Apoi, dacă deschidem la Luca capitolul 15 cu versetul 17, pilda fiului risipitor. Toți cunoaștem această pildă și haideți să observăm acest tânăr, ce a făcut acest tânăr când a avut bogățiile, când și-a cerut partea lui de bogăție de la tatăl său și a luat șacul în spate cu tot ce a avut, cu haine, cu bani grămadă și s-a dus în lume și s-a stricat tâta averea care a câștigat-o de la tatăl său cu femei nestricate, în jocuri, în tot ce a avut, în tot ce a putut, o da banii. Ei,
până la urmă, până când a ajuns să fie mai rău decât un rob în casa tatălui său, să mănânce ce mâncau porcii, și și-a dat seama, cum spune în versetul 17, și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Și chiar robii tatălui său și-a dat seama, și robii tatălui meu trăiesc mai bine decât mine. Eu, fiul al tatălui, al tatălui meu, sunt acum rob și trăiesc mai rău decât robii tatălui meu. Și după aia a uitat și a zis, mă voi spula, mă voi duce la tatăl meu. Deci a luat o decizie și a văzut starea, s-a recunoscut și apoi a nu stat să piardă timpul, a luat o decizie, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și când a ajuns, după aia s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grămazul lui și l-a sărutat mult. Deci tatălui l-a așteptat zi de zi pe prag și când l-a văzut de departe, acest tânăr nu trebuie să ajungă la casă, să bată și să dă caute, să umblă, să caute pe tatălui. Nu, tatălui l-a așteptat cu un drag, cu un dor nespus de mult, acolo pe prag, zi de zi, fiindcă era parte din el, fiindcă era copilul lui. Și atunci când l-a văzut de departe, imaginează să vezi un om sărac, zdrămțuit, nemâncat, obosit și umblat de drumul ca să ajungă înapoi acasă, cum arată? Nu, la prima vedere nu-ți dă plăcere să te duci și să-l îmbrățișezi. Acest tată, fiindcă știa că este copilul lui care s-a rătăcit și s-a întors înapoi, s-a dus la el și l-a îmbrățișat și și-a plâns cu el împreună. Ei, la fel și Dumnezeu cu noi. El nu ne lasă singuri și ne iubește și ne dă putere și ne primește după ce greșim, ne primește înapoi la El cu greșelile noastre și ne dă rezolvare ca să putem continua mai departe. În Luca 12 cu 32 spune în felul următor, că nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Avem un Dumnezeu atât de mare, care ne iubește nespus de mult, care ne vrea pe fiecare în parte să fim sus în ceruri. Și noi, în zilele de astăzi, cum facem? Eram într-o seară acasă cu mama mea și ne întreba pe fiecare, ne-a pus o întrebare la toți frații mei. Cum stăm noi? Auzim, vine Domnul, se spune dincolo, se spune dincoace, se spune în România, se spune în toate țările, vine Domnul, semnele venirii Domnului sunt mai aproape. Cum ești tu? Așteptăm noi, tineri dragi care mă ascultați, frați și surori mai în vârstă, aștept eu, dacă se aude că vine Domnul, ce fac? Mă bucur sau mă mâhnesc în Duhul meu? O, vine Domnul, păi Doamne, mai stai un pic, am 15 ani, vreau și eu să conduc un BMW, vreau și eu să conduc o mașină, vreau și eu să fac nu știu ce, mai am de făcut, vino, peste când am și eu 50 de ani, nu acum. Haideți, fraților, să ne apucăim, să ne apropiem de Dumnezeu și să zicem, Doamne, vino cât mai curând și du-ne acasă că ne-am săturat de acest pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze în acest fel. Amen. Haideți cu toții să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Curățit ești de păcat și în noi, prin sfânt sângele al lui Iisus. Ești născut din nou de patim întui, prin sfânt sângele al lui Iisus. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Vin te spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă a lui Iisus cuvânt. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Vin te spală pe Golgota sânge sfânt și ascultă a lui Iisus cuvânt.
sfințit ești prin sângele lui Hristos, îi cânți laudă lui neîncetat. Nimic nu ți-e mai plăcut și mai frumos decât să te păzești de păcat. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Vin te spală pe Golgota-n sânge, sfânt, ascultă a lui Iisus cuvânt. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Vin te spală pe Golgota-n sânge, sfânt, și ascultă a lui Iisus cuvânt. Când Satan te vede că așa trăiești și prin sângele sfânt e spălat, te încearcă în luptă, tu îl biruiești și el pleacă atunci rușinat. Vei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Vin te spală pe Golgota-n sânge sfânt și ascultă la lui Iisus cuvânt. Vrei să fii mântuit și de tot păcatul curățit. Vin te spală pe Golgota-n sânge sfânt și ascultă a lui Iisus cuvânt. Mă rog ca Domnul să dea înțelepciune fiecăruia din locul acesta când își vede haina, să spun așa, conștiința pătată de vreun păcat, de vreo neveghere, să-și o spele în sângele mielului. În felul acesta, făgăduința, ultima fericire din Cartea Sfintelor Scripturi, din Apocalipsa, din capitolul 22 cu versetul 14. Fericiți și sfinți sunt cei ce spală hainele în sângele mielului, că cei au drept să intre pe porți în cetate, în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este condiția de bază și datoria oricărui om care aude cuvântul Domnului. Acum, Domnul să binecuvinteze corul de tineri care vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Îl rog și pe fratele Ioni Prisecaru să vină aici lângă mine. Și după ce tinerii vor lăuda pe Domnul, vom asculta din nou cuvântul Domnului prin fratele Daniel Bârsan. Domnul să-l binecuvinteze.
Face în seara aceasta este ca împreună toți care avem suflare să ne unim și să spunem trăiască Domnul. Amin. Trăiască Domnul pentru bunătatea Lui care și-a arătat-o și în această zi. Trăiască Domnul pentru că are milă față de copiii Lui. Trăiască Domnul că, drag frate și soră, încă ai viață, încă am viață și încă pot să fiu prezent în locul acesta. Din toată inima să spunem trăiască Domnul. Cu respect, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântul Domnului, pe care aș dori să-l citesc din Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, începând cu versetul 1, pagina din Biblie 954. Matei 25, pilda celor 10 fecioare. Atunci, împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci mi se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să reocupați locurile.
Dimineață am fost un pic, în prima fază, stresat, mă gândeam, frații aceștia doi au vorbit despre venirea Domnului și Domnul mi-a pus și mie pe inimă textul acesta care vorbește tot despre venirea Domnului. Și mă gândeam în mine, Doamne, oare ce o să mai spun și eu? Frații deja au vorbit, adunarea știe, însă imediat mi-a venit în minte ceea ce spunea Pavel la Filipeni, capitolul 3, mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Dacă și în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne vorbească despre venirea Lui, atunci trebuie să fim siguri că Dumnezeu este gata să vină. Și Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie gata pentru a-L întâmpina. În Isaia, în capitolul 39, cuvântul Domnului spune în felul următor, versetul 9. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Dragi frați și surori, în seara aceasta stau înaintea dumneavoastră ca să vă aduc o veste bună. Și vestea aceasta este așa, înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El și răsplătirile vin înaintea Lui, slăvit să fie Domnul. Evrei, capitolul 10, cu versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 7. Iată că El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Fie că ne place, fie că nu ne place, dragi frați și surori, suntem în clipa când Domnul este gata să vină pe norii cerului. Și un har pentru noi să fim copiii Lui și să știm să ne pregătim ca să ieșim în întâmpinarea mirelui. Așa cum au fost aceste cinci fecioare înțelepte care au știut să iasă în întâmpinarea mirelui. Oamenii se întreabă când vine Domnul. Oamenii încearcă să stabilească anumite date. Însă Domnul spunea în Matei, capitolul 14, că despre ceasul acesta nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Matei, capitolul 24, cu versetul 36, dacă nu mă înșel. Domnul stă să vină și când va veni, nu ne este dat să știm. Însă ceea ce este datoria noastră este să ne pregătim. Spunea Domnul Iisus în pilda aceasta, că la miezul nopții s-a auzit strigarea, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dacă nu știu ziua exactă, dacă nu știu timpul și ceasul când Domnul va veni, știu un lucru, că la miezul nopții Domnul sta să vină. La miezul nopții, dragii mei, din punct de vedere spiritual, înseamnă păcatul la rang de cinste, înseamnă fără de legea care cuprins tot pământul. Și noi suntem în moment de noapte și știm că noaptea este aproape să treacă. Noaptea este timpul cel mai prielnic pentru hoți ca să dea spargerea. Noaptea este timpul cel mai prielnic pentru cei răufăcători și care lucrează fără de legea ca să-și ducă planul până la capăt. Noaptea, din punct de vedere spiritual, este un lucru prielnic pentru ca cel rău să lucreze în fii neascultării. Însă, după cum spunea cuvântul aici, noi știm că la miezul nopții se aude strigarea, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dacă lumea de afară trăiește în păcat, dacă lumea de afară trăiește în mocirlă și se zbate în fel de fel de lucruri și alargă la un potop de desfrâu, eu ca și copil al lui Dumnezeu, dumneata ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să fim lumini. Spunea Biblia în pilda aceasta despre aceste 10 fecioare care au ieșit în întâmpinarea Domnului. Însă spune că 5 erau nechipzuite și 5 erau înțelepte. Important e că toate au ieșit să-L întâmpine. Însă, după cum știm relatarea, numai 5 au ajuns să fie la nuntă.
Și întrebarea pe care mi-o pun și se naște, care este motivul dintre care numai 5 din ele au putut să ajungă la nunta mirelui? Măcar că erau 10 care s-au pornit să-l întâmpine, totuși numai 5 au fost care au fost gata să intre la nuntă cu mirele sfânt. Bine, și Biblia spune aici o diferență, prima diferență și primul lucru care se observă, 5 din ele erau nechipzuite. Dragi frați și dragi surori, Dumnezeu în această seară ne cheamă să fim oameni chipzuiți. Un om chipzuit știe să vadă lucrurile în față la 100 de metri. Un om chipzuit știe să privească și știe să se pregătească pentru vremurile care stau înainte. Omul lui Dumnezeu în Psalmul 90 spunea în versetul 12, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă pricepută, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Omul lui Dumnezeu știe să-și numere bine zilele. Ca și copil al lui Dumnezeu, trebuie să știu să-mi număr bine zilele, că zilele sunt scurte și mai mult, ca niciodată, Domnul este aproape să vină și ferice de noi dacă ne găsește într-o stare după voia Lui. Mai mult, ceea ce a făcut, sau în Efeseni, în capitolul 5, spunea Pavel în versetul 15, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Un om chipzuit știe să umble cu băgare de seamă în viața lui. Cum spunea Biblia, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Și facă bunul Dumnezeu ca tot să luăm seama și să fim cu băgare de seamă cum umblăm, să fim înțelepți. Și Dumnezeu este acela care dă și înțelepciunea. Dumnezeu este acela care dă și voința și înfăptuirea. Noi trebuie doar să dorim să fim chipzuiți, să dorim să ne apropiem de El, să dorim să fim gata pentru întâmpinarea Lui. Spunea, dacă vreți un exemplu, biserica primară a fost compusă dintre niște oameni chipzuiți. Au fost oameni care au știut să privească în față și au fost oameni care au știut să aștepte pe mire. Măcar că au trecut 2000 de ani și Domnul Iisus tot n-a venit, oamenii aceștia, în momente ca acelea, erau gata să-L întâmpine pe Domnul Iisus. În Fapte, capitolul 2, spune Biblia, în versetul 42, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Oamenii aceștia erau chipzuiți și stăruiau în legătura frățească. Un om chipzuit știe să stăruiască în primul rând în învățătura apostolilor. Și învățătura aceasta apostolilor nu era o învățătură primită de la oameni, ci era Evanghelia lui Dumnezeu transmisă însuși de Fiul Său și de Dumnezeu apostolilor care o să o ducă mai departe. Și oamenii aceștia chipzuiți stăteau și stăruiau în învățătura apostolilor. Despre învățătura aceasta spunea Domnul Iisus în Matei 28, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și ceea ce învățau apostolii pe creștinii din primul veac erau cuvinte de la Dumnezeu. Și oamenii aceștia, pentru că erau chipzuiți, știau să stăruiască în învățătura apostolilor. Pentru că era poruncă direct de la Domnul Iisus, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul vieții. Mai mult, învățătura aceasta care era atât de vie și atât de reală, spune Ioan în prima sa epistolă în felul următor. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată, noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. Oamenii aceștia chipzuiți știau să stăruiască în învățătura apostolilor. Mai departe, Biblia aminte aici în Fapte 2:42, ei stăruiau în legătura frățească.
în dragoste frățească. Știau să-și dea întâietate unii altora. Știau să se ajute când aveau trebuință unii de ajutorul altora. Pavel spunea în Coloseni capitolul 3, versetul 12, astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină de alt, să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Drag frate și soră, în seara aceasta Domnul Iisus vrea să ne spună că noi trebuie să stăruim mai mult în legătura frățească. Noi trebuie să ne iubim mai mult unii pe alții, trebuie să ne dăm întâietate mai mult unii altora. Și dați-mi voi să vă aduc aminte, să iubești pe fratele tău e un lucru mare și nu oricine poate să-l facă. Un om care nu este din Dumnezeu nu poate să iubească pe fratele lui. Dacă vreți, haideți să mergem în a doua lui Petru, capitolul 1, spune în felul următor, versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Vedeți, dragi surori, până ajunge la dragostea de frați, câte trepte sunt înainte? Să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, după aia răbdarea și după aia evlavia și apoi dragostea de frați. E lucru mare să poți să iubești pe fratele tău. E lucru mare să poți să iubești pe fratele meu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne iubim frații noștri. Pentru că dacă ne iubim cu adevărat frații noștri, atunci suntem siguri că avem și credința care este bună, avem și faptele care însoțesc credința adevărată. Suntem oameni răbdători și evlavia ne însoțește la fiecare pas. Doamne, ajută-ne Tu pe fiecare în parte să fim oameni care să ne iubim unii pe alții, să fim oameni chibzuiți. Mai departe, spunea din fapte 2 cu 42, ei stăruiau înfrângerea pâinii. Oamenii aceștia care știau să se adune și la mese de dragoste, știau să stea și la cina Domnului împreună și aveau părtășie unii cu alții și se bucurau. Pentru că erau oameni chibzuiți, știau să dea întâietate, știau să se adune și știau să se bucure cu o inimă sinceră și curată. Știau să se bucure și la mese de dragoste, știau să se bucure și la cina Domnului și se împărtășeau din trupul și din sângele Domnului. Și Domnul Iisus mai apoi spunea, în Ioan 6:54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Un om chibzuit știe să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Apoi, oamenii aceștia din primul veac stăruiau în rugăciuni. Oamenii aceștia erau oamenii care își umpleau timpul și viața lor cu rugăciune în fiecare zi. Ei au înțeles că rugăciunea este respirația sufletului, așa că erau oameni rugativi. Mai mult ca oricând, Dumnezeu și noi și nouă în această seară ne cere să ne aducem aminte de rugăciunea de odăiță. Ne cere să ne aducem aminte de rugăciunea pe care o înălțam altă dată cu dor în inimile noastre, de rugăciunea care se înălța cu lacrimi pe obraz pentru frații noștri care treceau prin încercări și prin necazuri. Să ne rugăm să ne ajute Domnul să descoperim din nou valoarea rugăciunii și să o înșușim în viețile noastre. Pavel spunea Efesenilor în capitolul 6, faceți, versetul 18, în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, că ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Rugăciunea, dragii mei, este aceea care ne aduce în prezența lui Dumnezeu. Atunci când trecem prin încercare, atunci când norii de încercări umbresc viața noastră, totuși rugăciunea aceea care străbate cerul cerurilor și ajunge până la Dumnezeu și rugăciunea nu se pierde și Dumnezeu, la vreme potrivită, dă răspuns rugăciunilor, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie Domnul. Ce aș dori altceva decât ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni chibzuiți? Să fim oameni chibzuiți ca fecioarele acelea cinci, să fim oameni chibzuiți ca aceia creștini din primul veac
care știau să stăruiască în aceste lucruri esențiale și care îi ajutau în viața lor de credință. Mai apoi, privind în textul acesta, au mai fost anumite lucruri care au făcut diferență între aceste cinci fecioare. Și Biblia spune că cele înțelepte, pentru că erau înțelepte, au luat un de lemn în vas cu ele. Un de lemn, adică Duhul Sfânt, care este de o trebuință atât de mare pentru viața creștinului. Aceste fecioare înțelepte au știut să se armeze cu puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, dragii mei frați și surori, dacă ne aducem aminte de vorbirea Domnului Iisus din Ioan, spune în felul următor, versetul 16 din 14, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în veac. Duhul Sfânt este un mângâietor și un călăuzitor. Și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Și versetul 26, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Mânghietorul acesta, călăuzitorul acesta, în momentul când va veni în viața ta, te va învăța tot și îți va aduce aminte de toate poruncile pe care Dumnezeu ne vrea să le împlinim. Când Duhul Sfânt călăuzește viața mea, îmi aduce aminte că trebuie să umblu cârmuit de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt îmi umple viața mea, îmi aduce aminte că trebuie să-mi cinstesc părinții. Când Duhul Sfânt îmi umple viața mea, îmi aduc aminte că trebuie să am o roadă a Duhului Sfânt. Îmi aduc aminte că trebuie să mă însoțească dragostea, bucuria, pacea. Îmi aduc aminte că sunt lucruri cerești pe care trebuie să mi le înșusesc ca și creștin în viața aceasta. Dragii mei, Duhul Sfânt e o binecuvântare și Duhul Sfânt a fost lăsat pentru noi. N-ați vrea ca în seara aceasta, când ne-am ruga la urmă sau când facem o rugăciune, să spunem, Doamne, coboară Duhul Sfânt peste noi, coboară Duhul Sfânt peste adunarea aceasta și mai fă o trezire și mai botează Tu pe aceia care nu sunt botezați. Duhul Sfânt e un călăuzitor. Duhul Sfânt te direcționează atunci când trebuie să iei decizii, atunci când trebuie să știi să alegi între bine și rău. Cine altul, dacă nu Duhul Sfânt, care în inima ta te ajută să iei deciziile pe placul lui Dumnezeu? Fecioarele acestea înțelepte au știut să-și ia un de lemn în vas. Dragii mei, ceea ce vreau să spun în această seară, e esențial ca și creștini să avem Duhul Sfânt în noi. E esențial ca în fiecare dimineață, când ne plecăm pe genunchii noștri, să cerem Duhul Sfânt și pentru ziua aceasta. Doamne, ne stă în față o zi, poate e plină de încercări. Ne stă în față o zi când va trebui să ne confruntăm cu lupte, cu ispite. Ne stă în față o zi cu atâtea lupte care trebuiesc biruite. Și de unde să vină biruința dacă nu din partea Ta? Și cum să vină biruința dacă nu prin ajutorul Duhului Sfânt? De aceea, Doamne, lasă Tu Duhul Tău cel Sfânt peste noi și înflăcărează-ne să dorim în viața noastră. Mai apoi, spunea Biblia în Romani, capitolul 9, despre Pavel, care era însuțit de Duhul Sfânt, spunea, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Și ce minunat e să avem un cuget luminat de Duhul Sfânt, care să ne ajute în fiecare zi. David, însuflat de Duhul Sfânt, măcar că era cu o vreme mult mai înaintată, în Psalmul 51 spune în felul următor, în versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dar cum, Davide, Tu, împărat al lui Israel, om cu putere, om cu averi, om cu armată atât de tare și războinic, ai Tu nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să Te călăuzească în fiecare zi? Frați și surori, indiferent de stare materială, indiferent de stare socială, indiferent de educație, mic și mare, tânăr și bătrân, mamă și tată, copil, frate și soră, toți avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și în momente ca acestea, trebuie să ne întoarcem și să cerem Duhul lui Dumnezeu ca să putem fi o lumină. Unde lemnul, spune Biblia în Matei 25, era acela care ținea flacăra pâlpâind. Măcar că era noapte afară, măcar că era beznă, măcar că erau atâtea fapte murdare, Duhul Sfânt era care păstra lumina vie. Și tu
Și dumneata și eu suntem chemați să fim lumini în lumea aceasta. Nu uitați ce spunea Domnul Iisus. Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Noi avem o chemare din partea lui Dumnezeu și o chemare măreață să fim lumini pe acest pământ. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta. Amin. Aș vrea mai departe să privim în textul acesta și îndeoseb spre versetul 13, care spune în felul următor ca un îndemn pentru noi. Versetul 13 din Matei 25. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Domnul Iisus e gata să vină și va veni, indiferent ce vor spune oamenii. Însă ceea ce se cere de la mine și ceea ce se cere de la noi este să veghem, dar căci nu știm nici ziua, nici ceasul. Foarte repede că timpul zboară. 1 Petru 4:7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. 1 Petru 5:8. Fiți treji și vegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale și răcnește ca un leu care caută pe cine să înghită. 2 Petru 3, versetul 14. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Dar cum se poate face să fiu găsit fără prihană, fără vină și în pace înaintea Lui Dumnezeu? Soluția e să speli hainele în sângele mielului. Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 14. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 13. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Soluția, drag frate, drag soră, drag tânăr, drag frate mai în vârstă, este să ne spălăm hainele în sângele mielului. Și apoi, uitați ce binecuvântat spune mai departe cuvântul Domnului: pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogurî nici soarele, nici vreo arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin, mărit să fie Domnul. Dumnezeu să facă ca fiecare să ne pregătim să ne întâlnim cu Dumnezeu și să ne spălăm hainele în sângele mielului. Amin. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care vom asculta încă un îndemn din frumosul Psalm 90. Ai plătit un preț să-mi dai viață, să trăiesc prin har ai mântuit. N-am cuvinte, Doamne, să-ți pot spune cât de drag îmi ești și-s fericit. Și doresc, Iisus, cu orice preț să rămân statornic în credință, să te laud și să te slăvesc. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu vorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu.
pacea ta ce întrece orice lucru, cunoștința întregului pământ, s-o reverși în inima stăpâne, orice-ar fi să pot mereu să-ți cânt. Cartea vieții și doresc Iisus cu orice preț să rămân statornic în credință, să te laud și să te slăvesc. Voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumina să răspândesc mereu în jurul meu. Voia Ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea, să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roada Duhului Tău Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Mai întâi de toate, am vrea ca să spunem cu toții, din toată inima, că Iisus Hristos este Domnul și slăvit să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Este sfârșitul anului, este ultima duminică din an și când ne uităm în urmă, așa de repede a trecut anul 2012 în urma noastră, personal mă uit în urmă și mai ieri eram în ianuarie începând al doilea semestru din primul an la facultate, și nu știu unde s-a dus timpul, când a trecut așa de repede. Dar când ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, vedem că Biblia ne spune că așa este cu viața noastră și așa este cu anii și timpul care trece așa de repede. Moise, în Psalmul 90, spunea așa de frumos în Psalmul 90, în versetul 4 și versetul 5 și în alt verset spune, căci înaintea ta o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Și în versetul 9 spune, toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. În versetul 12 spune, învață-ne cum să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. De ce să ne numărăm bine zilele? Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și psalmistul în Psalmul 39 cu versetul 4 spune mai explicit de ce. Spune, Doamne, spune-mi care este sfârșitul zilelor mele, care este măsura zilelor mele, sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecător sunt. Dacă știm că viața noastră trece ca un sunet, ca un vis, Iacov spune în capitolul 4 că viața noastră se duce ca un abur. Aici psalmistul spune, întreabă pe Dumnezeu și spune să știu cât de trecător sunt. Dacă vrem să învățăm un lucru în seara aceasta, este să învățăm faptul că noi suntem trecători și mai mult decât trecători, noi suntem călători pe acest pământ. Și am vrea să ne uităm la două exemple din Biblie a ce înseamnă să fii trecător, să fii călător pe acest pământ. Dacă ne uităm în Ieremia, capitolul 35, la versetul 6 și 7, vedem acolo că Ieremia este trimis de Dumnezeu ca să vorbească recabiților. Și recabiții stau ca exemplu a unor oameni în Vechiul Testament care nu și-au zidicase, care nu s-au legat de pământul acesta. În primul rând, vedem că oamenii care sunt trecători, care sunt călători pe acest pământ, nu au de-a face cu
lucrurile de pe acest pământ, nu-și leagă inima și fac prioritate lucrurile care sunt aici, și anume să agonisească avere, să-și aibă parte de plăcerile acestui pământ. Ba mai mult, oamenii care sunt călători și trecători pe acest pământ, merg pe pământ cu o țintă. Și dacă ne întoarcem cu toții Scriptura la pagina 1183, la Evrei capitolul 11, vedem acolo atâția eroi care au trecut pe acest pământ și și-au trăit viața având o țintă în inimă și având o țintă pe calea lor. Dar și să citim din versetul 13 la 16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dar dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Vedem aici care este ținta călătoriei noastre pe acest pământ. Pentru ce trecem noi pe acest pământ și de ce trăim noi viața aceasta? Pentru că avem o țintă în față, patria noastră cerească. Și dacă întoarcem pagina la capitolul 11, tot la capitolul 11, vedem acolo, ne se vorbește despre Moise. Săptămâna trecută discutam cu niște frați și vorbeam despre Moise, că el a fost un om mai special ca orice de pe pământ, în sensul că el a renunțat la cel mai mult pentru calea lui Dumnezeu, ca om născut de pe pământ. Egiptul, la timpul acela, era standardul de viață de lux. Ca dacă erai să mergi pe tronul lui Faraon, tu aveai acces la toate bogățiile și toate plăcerile care erau pe acest pământ, pe acest pământ în vremea aceea. Și Moise, totuși, citim prin versetul 24 ce a făcut. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut să, mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Oamenii care sunt călători, oamenii care sunt trecători ca și Moise, nu se leagă, cum Moise nu s-a legat de plăcerile de clipă ale păcatului, ci mai degrabă el a avut ochii ațintiți spre răsplătire. Deci dacă putem să învățăm ceva în seara aceasta despre oamenii trecători și despre faptul că viața noastră, de ce viața noastră este trecătoare, este că noi, ca trecători, avem o țintă și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos și viața veșnică. Și mai mult, noi nu trebuie să ne legăm de lucrurile acestea pământești. Un ultim gând care l-am în seara aceasta, fiindcă timpul trece, este că fiind oameni trecători, noi cu toții știm, când mergem în vreo călătorie, oriunde, folosim navigatorul, folosim harta, că avem nevoie de ceva care să ne țină pe cale, să ne țină pe calea corectă. Și dacă ne adâncim în Scripturile lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu și nouă ne-a lăsat un călăuzitor, Dumnezeu și nouă ne-a lăsat un ghid, cum să mergem și să nu ne rătăcim în plăcerile lumii acesteia. Dani a vorbit așa de frumos de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este călăuzitorul care Dumnezeu ni l-a lăsat pe acest pământ. Haideți cu toții să întoarcem Scripturile la Romani, capitolul 8 și la versetul 14 și vedem acolo ce înseamnă ca să Duhul Sfânt să fie călăuzitorul nostru. Pe lângă faptul că ne mângâie, pe lângă faptul că ne aduce aminte de ce, ne aduce aminte cuvintele lui Domnul Iisus Hristos și pe urmare de ce suntem călători și de ce suntem pe calea aceasta, Duhul Sfânt ne spune în versetul 16, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Deseori, ca călători, avem multe drumuri și multe piedici pe drum și de multe ori este greu și avem încercări și ne întrebăm de ce suntem aici, de ce facem pasul acesta. Și rolul Duhului Sfânt este tocmai ca să ne trezească la realitate și să ne spunem, tu ești călător și tu trebuie să mergi spre țintă, tu ești un copil al lui Dumnezeu. În versetul 14 ne spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vedem din Scriptură că cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu sunt necesare pentru ca călătoria noastră să se termine cu bine și să putem să ajungem la ținta noastră mult dorită.
Ba mai mult, dacă ne uităm în versetul 12, în Psalmul 90, acolo așa de frumos se spune: învață-ne cum să ne numărăm bine zilele. Ca călători trebuie să știm bine care este calea noastră și tocmai de aceasta este Duhul Sfânt necesar. Și avem un alt ghid care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție. Să mergem cu toții în Psalmul 119 la versetul 105. Și așa de frumos ne spune acolo Psalmistul: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Duhul Sfânt ne slujește ca un călăuzitor și ca un mângâietor și cuvântul lui Dumnezeu de asemenea. De multe ori vă spun, când m-am plecat pe genunchi personal, când stăteam la o răscruce, când stăteam la un loc unde nu știam ce decizie să fac și nu știam dacă voi fi în siguranță, dacă voi fi bine, și m-am rugat și Dumnezeu mi-a deschis și a fost o îmbărbătare pentru mine și am putut să merg în față prin credință că Dumnezeu m-a întărit prin cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt sunt călăuzitori și sunt ghidul nostru pe acest pământ. Am vrea la sfârșitul anului acestuia și în pragul anului care ne stă în față, cu toții să ne aducem aminte că suntem călători pe acest pământ și să rugăm pe Dumnezeu să ne umple de Duhul Său cel Sfânt și să pună în noi o dorință mai vie să studiem cuvântul Său, să luăm mai în serios rugăciunea din odăiță, să luăm mai în serios relația cu El, pentru că noi suntem trecători și tot ce facem în fiecare zi, noi trebuie să facem așa cum spune Iacov în capitolul 4, cu versetul 13 și 14 și 15, spune acolo: ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă ar vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucrul. Noi trebuie ca să trăim în fiecare zi pe principiul ăsta. Când ne sculăm din pat dimineața, când facem orice decizie majoră, trebuie să consultăm ghidul nostru, trebuie să mergem la Scriptură, să întrebăm pe Dumnezeu în rugăciune: Doamne, care este lucrul care vrei Tu ca să-l fac, să pot să ajung la ținta mult dorită? Închei în seara aceasta, provocându-mă pe mine în primul rând și pe noi toți, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple de Duhul Său cel Sfânt, să putem ca să ajungem la ținta mult dorită și la împărăția care El a pregătit-o pentru noi. Amin. Să ne ajute Domnul să facem cât am auzit și ne este de ajuns. Doar o trecere în revistă la mesajele pe care le-ați auzit. În primul rând, Domnul este acel păstor bun și niciodată păstorul acesta bun nu renunță la niciunul dintre noi. Niciodată n-a spus, ești prea departe, ești prea murdar acolo unde ai căzut, nu se merită. Niciodată n-a spus lucrul acesta. A pus preț și pune preț pe sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră, dintre noi. Mai apoi, să nu uităm să fim vegheatori, dacă suntem în turmă, noi îl așteptăm pe marele nostru Domn și Păstor Iisus, a cărui glas se va auzi odată. Dar această așteptare o avem în baza nădejdii că aici suntem străini și călători, iar acolo vom fi acasă. Să ne ajute dar Domnul să luăm seama la toate aceste cuvinte. Acum vă rog să ne ridicăm în picioare și aș dori să facem o rugăciune de mulțumire. Și să-i cerem totodată ca această sămânță care a fost aruncată în această seară sau astăzi sau în zilele care au trecut să fie una care să aducă rod și în felul acesta rodul să se sfârșească în viața veșnică. Ne rugăm Domnului. Sfinte Tată care ești în cerul.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Doar un singur anunț am să mai fac. Pentru mâine, să nu uitați, începând cu orele 18, ne vom întâlni din nou în Casa Domnului, fiind ultima zi din anul acesta. Aș vrea să o considerăm ca și un mare har și o mare oportunitate să încheiem acest an în Casa Domnului. Alții l-au început și nu l-au încheiat. Noi, cu ajutorul Domnului, dacă va fi voia Lui, mâine aș dori să ne întâlnim din nou aici și să încredințăm și următorul an care va veni în mâinile bunului Stăpân și El să-și lase protecția, harul și îndurarea Lui peste toți. Amin. Adunarea este liberă.